drive out the outside, there to be Jesus. Cu totul impozantă în urmă cu un an, în 2009. Flondor de mult, în 2004, cred, era și generos în spațiile Bucuriei și ale Palatului. Care, în mare parte, a devenit unul unit, la cărui substanță pe de altă parte, tindea să se volatilizeze. Adică se vorbea foarte mult despre ceva ce a fost, fără ca imagistica sau o prezentare auzitivă și care să definească exact ce s-a întâmplat. Și ea încearcă să recompună o imagine, este un tip de viziune, nu este unica și nu este. Nu are ambiția să fie cumva consumat evenimentul sau problematica. Domnul Sandor. Să ne apărăm mult. Dumneavoastră și... Sesime, și lui Bertala. Da, sunt un atmosfera Timișoreană în anilor 60. Da, e jumătate de secol. De ceva, eram tineri la 20 și ceva de ani.
Dar oricum, primul cu care m-am întâlnit a fost Pertalan, care era o figură impozantă de atunci și de care era ca un Van Gogh, de care ți era și teamă, dar te și fascinat, vrei să fii și aproape și departe de ea. Și cu el au fost primele discuții, plus șansa de a da de niște, de o carte, aia a fost poate una, nu. Era și L'Humanité du Manche, cu care mai primeam informații ce se întâmplă în lume, dar o carte cu textele pedagogice al lui Paul Klee, cumva a declanșat ceea ce s-a întâmplat. Eu vorbesc și subiectiv. Eu, în adevăr, 1925 la Bauhaus. Da. Bun, dar a fost retipărită în Germania mult mai târziu și în Timișoara a ajuns cam la un an după ce era apărut în Germania. Vreau să zic că atunci, la prima vedere, părea o aventură sau un act de curaj. Or, nu este așa. Și vorbesc și din ceea ce mă privește, dar cred că se potrivesc multe lucruri și pentru ceilalți, mai ales pentru Bertalan. Era și o nevoie de a ne limpezi, de a defrișa un drum care până atunci încă nu ne fusese clar, nu ne fusese limpezit. Nu știam că există o gramatică care se poate aplica limbajului plastic. Școala care o făcusem eu și era după curățenie puternică comunistă, nu ne dădea informații de tipul ăsta, cu excepția câtorva profesori la care eu n-am avut șansa să fiu student. Pedagogia se baza, e bine, e rău, mai puternic, mai slab, fii mai sensibil, fii mai energic și cam atât. A trebuit ulterior sau curând, după absolvirea institutului, să dau seama că trebuie să iau lucrurile de la început. Că există un alfabet, că există o gramatică, că există un limbaj, că se pot limpezi lucrurile astea. Asta a fost. Deci n-a fost o îndrăzneală, ca să zic așa, ci a fost, pot să zic, o beție a austerității. Adică eram bucuroși că intrăm în geometrie, în matematică, în arhitectură, în lucrurile de... Era atunci semiotica, semantica, structuralismul. Erau toate lucrurile astea care circulau. Și asta ne-a ajutat să facem acest episod pe care, surprinzător, apar aici, fiindcă apar lucruri care nu au fost expuse niciodată. Sunt unele datorită Andreea, a reușit să scormonească și la mine în atelier și din lucrările lui Bertalan și al lui Cotoșmanu, lucruri care nu au mai fost. Să-mi trag suflarea. Așa. Aș mai zice ceva drept, spuneți, de artă abstractă. V-am mai spus, îmi place să mă detașez de acest concept, mai ales că dacă ar fi artă abstractă timișoreană, ar mai fi, dar care nu se leagă deloc cu ceea ce este aici. Aici este mai degrabă o artă concretă, o artă constructivă, ea nu e chiar atât de abstractă, că se bazează pe niște repere puternice, v-am spus, geometrie, natură, arhitectură. Deci nu e. N-are accentul pus nici pe oniric, nici pe intuiție numai. Intuiția există, cât există la orice om de creație și la un matematician există intuiție. Dar este latura asta austeră, de judecată, lucrurile făcute cu judecată și așa. Sigur, lucrurile trec de la plan la spațiu. Când ajungem la sigma, deja ne plasăm și în problemele spațiului. Mai fie multe de spus, dar să mai spună și lucrările. Thank you.
Dumnezeu, 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 D